Evenimentul a fost organizat de Centrul Românesc pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. Au fost invitați toți copiii mari și mici. Vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat, în primul rând Secretariatului Provincial pentru Minoritățile Naționale, apoi domnului Ion Magda, director al întreprinderii Pari Lab din Alibunar și două familii din Novi Sad, care ne-au ajutat să pregătim cadouri și tot ceea ce este necesar pentru 70 și de copii. Mă bucur că a fost alături de noi și reprezentantul Ambasadei României de la Belgrad. La eveniment, copiii s-au prezentat cu poezii și câteva colinde. Eu mă numesc Cristian Lupșor și am citit legenda de Crăciun. Ai trimis scrisoare la Moș Crăciun? Da. Ai primit și cadou? Ce ai primit? Am primit o cutie de dezodorant și mai mult lucruri pentru mei mari copii. Ai spus vreo poezie? Da. Săniuța fuge, nimeni n-o ajunge, are dor de ducă, parcă ar fi nălucă. Și asta? O gărliță. Ai spus și poezie la Moș Crăciun? Da. Breduleț, breduț, drăguț, ninge peste tine, hai, hai în casa mea, unde cald și bine. Eu pom de anul nou te fac, cu betială o să te îmbrac și săluți o mie. Toți copiii au fost îmbrăcați în costum național sau ie, impresiile lor în urma serbării de Crăciun fiind foarte frumoase.